Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou review. Azi vă prezint Samsung Galaxy A52, un telefon din gama medie destul de bun la prețul lui. Înainte de a-l prezenta, haideți să facem unboxing-ul, să vedem cu ce vine la cutie. Cam așa arată cutia. Haideți să o desfacem să vedem ce se află la interior. Aici avem cheița pentru a putea pune cartelele. Vom pune jos. Aici avem manualele. Acesta este telefonul. Nu foarte greu. Haideți să vedem ce se află și în cutie. Avem încărcătorul de 25W, super fast charging. Cablu de încărcare, eu am apucat să-l desfac, USB Type-C. Și cam atât. Să vă arăt și telefonul. O culoare foarte frumoasă. Culoare violet. Pe partea din spate este un material mat, care nu ți alunecă de mână. Se poate ține foarte ușor în mână. Să vorbim puțin și de camere. Prima de sus avem camera de ultra-wide de 12 megapixeli, a doua este camera principală de 64 megapixeli, a treia este de camera de adâncime de 5 megapixeli și a patra de sus avem camera de macro care este tot așa de 5 megapixeli. Pe partea dreaptă, în lateral, avem cele două butoane, butonul de pornire, oprire și mai sus avem butonul de volum, plus și minus. Pe partea de jos avem jack-ul, mufa de încărcare și microfonul. Pe partea stângă nu se regăsește nimic. În partea de sus, în stânga, avem locașul unde se vor introduce cartelele. O să vi-l arăt. Introducem acolo în această gaură și gata, a ieșit sertarul. Telefonul este dual SIM, după cum vedeți. Putem pune două cartele sau o cartelă și un card. Îl vom introduce la loc. Display-ul este Super AMOLED 6.55. Avem rezoluția de 2400x1080. Memoria internă este foarte generoasă, 128 de giga și 6 giga de RAM. Partea din față avem camera principală de 32 de megapixeli. Haideți să-l și aprindem să vedem cum se vede. Telefonul este rezistent la apă. Haideți să intrăm puțin și pe cameră să vedem cum filmează. Avem foto 64 megapixeli.
Bun, acum să ne uităm și la video. Este pus pe UHD, adică 4K, și suportă HD la 30 de frame-uri, Full HD la 30 de frame-uri, Full HD la 60 de frame-uri și UHD la 30 de frame-uri, adică 4K. Eu am reușit să filmez puțin și cu 4K. O să-l pun să vedeți cum filmează. Această mânuță este pentru stabilizare. Să intrăm puțin și prin setări să vedem ce ne mai spune. Avem și stabilizare video. Da, sunt o grămadă de setări de făcut. La afișaj. Avem opțiunea pentru protecția ochilor. Avem panouri laterale. Aici regăsim toate aplicațiile. Telefonul se mișcă foarte bine datorită procesorului Qualcomm Snapdragon 778G. Avem și stabilizare imagine, după cum ați văzut. Cam atât despre acest review. Dacă am omis ceva detalii, vă rog să-mi scrieți în rubrica de comentarii. Nu uitați de like și subscribe și ne vedem data care vine. Numai bine!